să cercetăm viața veverițelor. Că din când în când, o veveriță roșcată trece drumul fără frică și bine de cercetează ea, ba prin pot, ba prin pot. Nu, zice Viorel, veverița din era. Stai și face o piroată, vița de vie, copaci. Ia asta, el a observat că sus de tot, când vița de vie care se cață în hârt spre acoperiș, este un cult de pasăre. Vezi? Îl întreabă el pe Viorel. Dar ce arată cuibul? Dacă îi pui păsărica, mă scoate voi. Da, aici am ce observa. Cade de acord Viorel. Dar cuibul este foarte sus și de jos nu se prea vede nimic. Dar nu-și face o chiroată din nou. Iar fi un plop de aproape, zice el. Dar pentru ce îți trebuie plop? Plopul înalt, de voi cum îmi este tot mai jos. Dar tu te-ai gândit cum ai să te urci în plop? Îl cam ia peste picior Viorel. Dar nu optează. Așa e. Chiar să fie plop în curte, trebuie să-i urca în el. Dar ia stai. Se luminează el la față. Hai să ne urcăm în morul acesta din curte, că e și el în alt. Dar nu chiar ca un plop. O ia din nou peste picior Viorel. Dar nu-i răspunde să-i vie ca o învățătoare. Lasă glumele, nu uita să trebuie să cercetăm natura. Și ei primă cerceta. Da, e foarte interesant să cercetezi un cuib de pasăre. Dar de jos nu se vede mare lucru. Printre frunzele mari și dese de vie, de abia ghicești că acolo sus e un cuib de tulice.